George Simion și-a făcut un hobby din a-l hărțui pe ministrul energiei. Liderul AUR l-a urmărit pe Virgil Popescu pe aeroportul din Viena și l-a atacat în bine cunoscutul său stil agresiv. Domnul Virgil, de ce nu vă dați demisia? Domnul ministru, de ce nu vă dați demisia? De ce ați lipsit la moțiune? La moțiune, că trebuia să vă dăm afară. Ați plecat, ați fugit. Ați venit la stăpânii voștri? Cât mai aveți de furat din țara? Și acesta a fost doar finalul întâlnirii dintre cei doi. Simion l-a urmărit 10 de minute prin aeroport pe Virgil Popescu și își încuraja urmăritorii de pe rețelele sociale să-l înjure și să-l jignească. Ce cauți tu la Viena? La muncă nu te duci? Ia uitați, hal de ministru în guvernul României. Uitați-vă cum l-am prins pe hoțul Virgil la Viena. Uitați-vă să vadă toată România. Ce faci, oțule? Te plimbi pe la Viena? Ia să caute o poliție pe aici, să văd că aici nu ești... Să vedem, ia să vedem. Dar tu ce cauți aici? Ministrul Energiei a avut și el o reacție după incidentele din aeroportul din Viena. Virgil Popescu spune că va mai depune încă o plângere penală împotriva lui Simion. În aeroport la Viena am asistat la o tentativă nemai întâlnită de hărțuire și intimidare a lui George Simion împotriva mea. Nu mă voi lăsa intimidat de acest personaj, de această trompetă putinistă și voi merge mai departe pe drumul independenței energetice a României. Vreau să le mulțumesc românilor din aeroport care au dat dovadă de un bun simț deosebit și l-au întrebat pe acest individ de ce trebuie să facă circ. Săptămâna viitoare voi depune a treia plângere penală împotriva lui George Simion și am încredere că până la urmă se va face dreptate, a transmis Virgil Popescu pe Facebook, care adaugă că agresivitatea lui Simion ar trebui luată în serios. Poate este timpul să avem o dezbatere serioasă la nivel de societate despre limite, comportament agresiv, hărțuire și ce facem să prevenim. Mie nu mi-este teamă, dar mă tem pentru copiii și familia mea, pentru că este o graniță foarte fină de la comportament agresiv verbal la comportament agresiv fizic și la cum s-a putut observa în ultima perioadă, din incidentele pe care le-am trăit cu acest individ, nu cred că mai are mult să devină agresiv fizic, scrie ministrul energiei.